Eliberat ca să fie arestat din nou presupusul hoț în lege, Vladimir Moscaliuc, alias Machena, a fost eliberat astăzi în baza cererii de amnistie. Acesta însă s-a bucurat de libertate doar câteva minute. Mai multe ne spune colega noastră Sorina Obreja. Bună ziua, Sorina! Bună ziua, Natalia! Bună ziua, domnilor și domnilor! Într-adevăr, Vladimir Moscaliuc s-a bucurat de libertate doar câteva minute. El a fost eliberat astăzi de judecător în baza cererii de amnistie, după ce în 2002 fusese condamnat la 15 ani de pușcărie pentru furt în proporții deosebit de mari. Imediat însă, după ce a ieșit din biroul judecătorului, presupusul hoț în lege a fost arestat, a fost reținut de persoane mascate. Totul s-a produs atât de repede încât Machena spune că nu și-a dat seama ce se petrece. La rândul său, avocatul lui Moscaliuc ne-a declarat că nu a înțeles de ce clientul său a fost reținut. Vladimir Moscaliuc se află acum în izolatorul Direcției pentru Combaterea Crimei Organizate, fiind acuzat de săvârșirea unor infracțiuni deosebit de grave. Vladimir Moscaliuc, alias Machena, a fost adus la judecătoria sectorului centru pentru ca instanța să examineze cererea de amnistie. Ședința a durat câteva minute, iar Moscaliuc a ieșit din biroul judecătorului liber. Surpriză însă, în doar câteva secunde acesta a fost luat pe sus de mascați. Nici avocatul lui Moscaliuc nu a înțeles ce se întâmplă. Femeia ne-a declarat că acesta a fost eliberat și că este dus la Direcția Combaterea Crimelor Organizate. Conducerea Direcției Combaterea Crimelor Organizate a confirmat că Moscaliuc se află în izolatorul instituției pentru 72 de ore. A avut loc reținerea cetățeanului Moscaliuc Vladimir Pavel, cunoscut în lumea interlopă ca hoț în lege, cu aliasul Machena, pentru comiterea mai multor crime grave și deosebit de grave pe teritoriul Republicii Moldova. La ce crime vă referiți? La crime de grave și deosebit de grave. Omor? Pentru detalii, de acum o să fie ulterior organizat careva conferință de presă la centrul de presă al Ministerului de Interne. Vladimir Moscaliuc a fost reținut în 2002 pentru acuzații de furt în proporții deosebit de mari. Justiția i-a dictat o pedapsă de 15 ani de pușcărie. Ulterior, termenul a fost redus, iar astăzi s-a acceptat cererea de amnistie. Conform acelui scenariu, au mai fost reținuți și alți presupuși hoți în lege. Ofițerii însă nu explică de ce nu au adus acuzații până acum, dar au reținut suspectul imediat după ce a fost eliberat.